Peste 40 de șoferi brașoveni au fost sancționați pentru parcarea ilegală pe locurile persoanelor cu dizabilități. Polițiștii locali au aplicat amenzi usturătoare pentru nefericiți șoferi. Au fost aplicate amenzi în valoare de 5.500 de lei pe perioada celor două săptămâni în care a fost desfășurată acțiunea, în condițiile în care anterior Poliția Locală Brașov i-a sfătuit pe șoferi să evite acest lucru. Astfel, cei 41 de șoferi surprinși că nu au respectat sfaturile Poliției Locale Brașov vor fi obligați să pună banii jos.